Voi face tot ce-mi stă în putință să reprezint cu succes generația mea și voi munci neîncetat pentru binele concetățenilor mei. Acestea au fost cuvintele pe care tânărul consilier social-democrat Alexandru Cojocaru le-a transmis la începutul mandatului său. Suflu nou în Consiliul Local din Robeta Turnu Severin, unde în această dimineață, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, a depus jurământul un nou reprezentant în forul de conducere al administrației locale din municipiul nostru. Și să facă bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Robeta Turnu Severin. Așa se face de bine. Alexandru Cojocaru face parte din Partidul Social-Democrat din anul 2009 și de-a lungul timpului și-a manifestat atașamentul față de doctrina social-democrată prin diferite acțiuni caritabile și luări de poziție referitoare la subiecte de interes local, dar și național. Acesta și-a manifestat dorința ca în continuare să se implice activ în comunitatea din care face parte și să reprezinte cu succes generația sa în administrația locală. Ce reprezintă pentru dumneavoastră funcția de consilier local? Cred cu tărie faptul că tinerii pot aduce plus valoare administrației publice locale. De asemenea, consider faptul că noi putem veni cu idei și propuneri care să aducă bunăstare atât generației pe care eu sper să o reprezint cu succes, cât și întregii populația municipiului Drobeta Turnu Severin. Tinerii pot veni cu siguranță cu proiecte și idei noi care pot aduce un plus administrației publice locale.